Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a împlinit astăzi 60 de ani. Cu acest prilej, clerici și credincioși au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate de-a lungul timpului asupra ierarhului și a întregii eparhii. La acest moment aniversar, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare. La acest aniversar, Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al eparhiei, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat Preasfințitul Părinte Iustin, un ierarh misionar și dinamic. Mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostivii a lui Hristos, noul păstor și părinte duhovnicesc al credincioșilor ortodoxi din eparhia Maramureșului și Sătmarului, am primit și am crucit faptele iubirii milostive prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice, prin promovarea învățământului teologic seminarial și universitar, prin centre și proiecte culturale și pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului și familiei. Cu mult osteneală și zel misionar, Preasfințitul Părinte Iustin a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din Ținutul Stăpân al Maramureșului, prin grija pentru înălțarea noii catedrale episcopale cu hramul Sfânt a Treimei din Baia Mare, prin creșterea numărului unităților bisericești, parohii și mănăstiri, prin edificarea de noi lăcașuri de cult și restaurarea celor vechi, prin intensificarea vieții parohiale și monahale, a activității educative, cultural-religioase și editoriale. Cunoscând râvna sa misionară, înțelepciunea sa pastorală și dăruirea sa jertfernică pentru biserică, astăzi, la această aniversare, aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și asupra clerului și credincioșilor din eparhia pe care o păstorește. Ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos, Păstorul cel Bun și arhiereul mărturisirii noastre, să-i dăruiască în continuare aceeași dragoste și aceeași râvnă sfântă pentru biserică și neam, cu sănătate și fericire. Preasfinția sa a primit din partea clerului și a credincioșilor din eparhie o cruce de binecuvântare și o cârjă arhierească. De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul i-a oferit ierarhului albumul omagial Iustin, episcopul tinerilor. Printre daruri s-a numărat și un CD cu filmul documentar Drumul catedralelor de lemn ale Maramureșului. În decursul slujirii arhierește a Preasfințitului Iustin, alături și împreună cu înalt Preasfințitul Părinte Iustinian, s-a cunoscut o amplă înflorire a vieții monahale și duhovnicești din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Cea mai grăitoare este Catedrala Episcopală din Baia Mare, Sfânta Treime. Astăzi, după jertfe îndelungate, Catedrala noastră închinată Preasfintei Treimi este o mândrie și o binecuvântare pentru Episcopia noastră, pentru Baia Mare și pentru această parte de țară. Toate acestea, spre slava lui Dumnezeu și cu multă jertfelnicie, li se datorează Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, care cu timp și fără timp a depus eforturi spre a zidi această catedrală frumoasă, mult iubită de către poporul din Maramureș și Sătmar. Anul acesta se împlinesc 5 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Iustin în demnitatea de episcop al Maramureșului și Sătmarului. Așa este fiecare dintre noi. Un miracol și un proiect al lui Dumnezeu. Proiect pe care îl datorăm mamei noastre. Dumnezeu i-a dăruit putere și capacitate
să-și asume nașterea fiecăruia dintre noi. Dumnezeu a hotărât să venim pe lume și a hotărât și locul și timpul și familia și proiectul, traseul vieții noastre întreg. Toate sunt hotărâte de la Dumnezeu. Și nu s-ar abate niciun milimetru de la hotărârea lui Dumnezeu și de la planul lui viața noastră, dacă n-ar fi liberul arbitru și dacă n-am avea dreptul să luăm alte decizii peste voia lui Dumnezeu, care nu ne constrâng. Libertatea noastră e desăvârșită. Dacă însă citim în venirea noastră pe lume și în viața noastră mesajul lui Dumnezeu, atunci îi urmăm șoapta Duhului cu smerenie și cu supunere, cu credință și încredere. Că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, nu vei greși. La evenimentul de astăzi au participat preoți și credincioși din cele două județe ale eparhiei, autorități locale, elevi și studenți de la școlile teologice, precum și tineri din Ascor și Ator, Baia Mare. Printre oficialitățile care l-au felicitat pe preasfințitul părinte Iustin, s-au numărat directorul bibliotecii județene, Petre Dulfu, din Baia Mare și primarul municipiului, Cătălin Cherecheș. Este cea mai bună vârstă pentru a scruta axiologic trecutul, pentru a-ți recunoaște creștinește și greșelile, dar și pentru a lăsa să fie relevate unele merite, căci de-acum mândria faptelor remarcabile și admirabile nu mai este una vinovată, stricăcioasă, ci binecuvântată de mulțimea binemeritatelor acte. O mare mulțumire pentru ceea ce mi-a insuflat ca simțitul Iustin să construiesc, să simt și să duc înainte și nu puteam niciun lucru să-l fac fără să l-am alături. Și am făcut multe lucruri frumoase. Am făcut foarte multe lucruri frumoase într-o lume care poate era puțin mai limpede, mai senină decât de astăzi, dar cu siguranță prin rugăciunile preasfinției sale va deveni din nou limpede și senină. Vă spunem la mulți ani. Momentul aniversar s-a încheiat cu un tedeum oficiat de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul.